Exclusiv EVZ. Noua metodă accidentul accidentului folosește curieri și falși medici. Cartierul general al bandei internaționale era la Ruse, Bulgaria. Imaginația infractorilor pare să nu aibă limite, chiar și atunci când se folosesc de metode clasice prin care pot stoarce bani de la victimele care le cad în plasă. EVZ a aflat, în exclusivitate cum funcționa o rețea internațională de infractori români și bulgari, cu cartierul general în Ruse, Bulgaria, ai cărei membri acționau de la distanță în România. Stiri calde Prețul unei vacanțe în Grecia în 2023 Cât plătesc turiștii pentru o masă bogată la un restaurant? Rețetă de prăjitură cu cireșe și iaurt Cel mai căutat desert în zilele de vară Mari probleme cu inundațiile în 29 de județe ale țării. Avertisment lansat de Inga. Premierul din Kosovo acuză Belgradul că a organizat revoltele. Exclusiv FZ. Noua metodă și accidentul îi folosește curieri și falși medici. Cartierul general al bandei internaționale. Ucraina. Aleasă pentru prima dată în istorie în fruntea Comisiei Europene a Organizației Mondiale a Turismului Oneu. somia, planta afrodisiacă cu o mulțime de beneficii pentru sănătate. Cum trebuie îngrijită? Flagranturi în România și Bulgaria În Pantelimon, Ilfov, judiciariști de la Poliția Capitalei l-au prins, ieri, în flagrant pe Augustin C., în vârstă de 55 de ani care tocmai primise o mare sumă de bani de la o persoană care a crezut că plătește pentru operația unei rude aflată în grea suferință după ce, chipurile, a fost victima unui grav accident rutier. În același timp, la mai puțin de 100 de kilometri distanță, dar peste graniță, la ruse, poliția bulgară lua pe sus doi bulgari care tocmai recuperaseră un plic în care se aflau 10.000 de lei, bani lăsați de icurier într-un loc dinainte stabilit și medici, accidente inexistente. Care este legătura dintre cele două acțiuni polițienești derulate cam în același timp, dar și între Augustin C. și cei doi bulcari? Toți trei fac parte dintr-o rețea infracțională internațională care a ridicat la un alt nivel clasica metodă accidentul. Eveze a aflat în exclusivitate cum acționau membrii bandei care pe perioada unui an, au reușit să escrocheze cel puțin opt cetățeni români cu suma totală de peste 75.000 de euro. Bulgarii, foarte buni cunoscători ai limbii române, sunau la persoane din România, alese la întâmplare, și le spuneau că sunt medici de la un spital din țara noastră. Cu ceva cunoștințe despre răni ce pot fi produse în urma unor accidente rutiere, falșii medici foloseau un limbaj de specialitate și cereau bani pentru ca victimele așa ziselor accidente să fie operate pentru a le fi salvate viețile. Cei care cădeau în plasa bulgarilor erau de acord să plătească chiar și zeci de mii de euro când auzeau că este vorba de o ruda lor, au explicat surse judiciare în exclusivitate pentru eveze. Curierul român ducea bani în Bulgaria. Odată ce afacerea afacerea era parafată, la ușa persoanei înșelate se prezenta, conform înțelegerii, un trimis al spitalului unde, chipurile, trebuia să fie efectuată intervenția chirurgicală salvatoare. De fapt, fără ca habar să aibă, oamenii dădeau din mână mici averi lui Augustin C., complicele bulgarilor care acționau de peste graniță. Românul lua apoi calea Bulgariei și ducea banii din care primea, firește, comision. Bărbatul din România a făcut mai multe drumuri în Bulgaria, claruse, unde lăsa banii complicilor. Ca o măsură suplimentară de siguranță, pentru a nu fi văzut împreună, înțelegerea era ca românul să-i lase într-un loc marcat și supravegheat de membrii bulgari ai bandei. Însă, Polițiștii de la investigații criminale l-au supravegheat o vreme, și așa s-a ajuns și la bulgarii prinși în aceeași zi cu el rămâne de văzut dacă din grupare mai fac parte și alți membri. Ne-au dezvăluit surse judiciare.